Partea a doua a emisiunii de astăzi, Bucovina Sport Action, așadar invitat Bogdan Pantea. Care este statutul pe care îl aveți în cadrul clubului? Că patron nu putem spune, președinte da. Președinte. Președinte. Alături de dumneavoastră, domnul Dumitru în staful clubului, corect? Da, într-adevăr. Dacă o luăm după, structură, după structura clubului, la echipa de seniori de Liga 4, antrenorul este Laurențiu Berezoski. La grupa U19 și U17 se ocupă uh, tot Laurențiu Berezovschi cu Bogdan Pantea. La grupa U15 este Constantin Dumistrăcel. La grupa U13 care participă în campionatul județean este uh, Iulian Ignătescu și Bogdan Pantea. La grupa U11 e Ovidiu Vrană. La echipele care participă în campionatele naționale. Urmând că la grupele mici fiecare să să ne împărțim pentru că fiecare dintre noi participă la cel puțin la două, trei grupe la antrenamente săptămâna. Unde, bă, unde își face activitatea juniorul la ora actuală? Pentru că de pornit ați pornit cu baza Ramiro, acolo era cartierul general, ca să spunem și așa. Și acum, și acum ne desfășurăm activitatea la grupele mici, grupele de inițiere, chiar dacă tot vorbim de continuitate și de lucrurile importante în cadrul clubului, Mâine va fi din nou o zi importantă pentru că vom începe activitatea cu grupa de copii 2013-2014. Uh, cei, cei mai mici din, din, din cadrul clubului vor fi. Avem o listă de vreo 20-22 de copii care vor începe activitatea și sunt sigur că, că vor face lucruri frumoase pe viitor. La, Dacă nu, oricum, cei care își doresc sunt așteptați, sunt așteptați pentru că Selecția, din câte știu, e continuă Nu mai e ca pe vremuri, odată, selecția făcută la început de an Ce, cum, nu, nu În ziua de astăzi, din dorința de a-i rupe din fața calculatorului Din, din orice, selecția e continuă Într-adevăr Urmând ca grupele mari, grupele de performanță Sau grupele de copii avansați Să-și desfășoare activitatea pe stadionul 1 Mai Itzhan, un stadion care l-am am reușit să-l resuscităm, să zic așa. S-au creat condiții bune de, de antrenament pe, pe, terenul de acolo și ne desfășurăm activitatea în fiecare după amiază la, la stadionul lui numai Țcani. Izolată zona și acolo, da? Acolo în spate la metalul, unde era pe vremuri, mai este terenul? Nu, mai este, nu. nu. Uh, nu, acolo era un teren, un teren privat și fiecare s-a de dezvoltat imobiliar ceva da, acolo da. sau uh, da, o perioadă bună de vreme acolo ați avut uh, iarăși a, ați avut instalat și nocturnă la un da, moment da, dat. Da. O nocturnă mobilă care o avem și acum, am zis, mă, E eu. mutată în partea asta, <laughs> altă, nu? Da. Nu încă nu e activată, dar dar o avem. Lucrurile eu știu uh, sunt uh, ne putem desfășura activitatea în condiții în condiții normale pentru că Uh, grupele de copii avansați au nevoie de teren de iarbă pentru antrenament Terenul se prezintă în condiții bune Toate competițiile în care participăm, majoritatea sunt pe, pe terenuri de, de iarbă Și în competițiile oficiale, eu știu, uh, chiar este important acest lucru Vom vedea în continuare dacă, eu știu, uh, de fapt, vom vedea Sunt sigur că vom reuși să facem față Chiar dacă sunt multe grupe de copii care se antrenează pe, pe un teren de iarbă Sper să să nu avem probleme și să, să, ne ducem, să ne desfășurăm activitatea așa cum trebuie. Spuneți-mi, vă rog frumos, din punctul ăsta de vedere, sau din, din punctul de vedere al, al, clubului, care a pornit cu două echipe acum 5 ani de zile, încetul cu încetul a crescut. Au crescut și numărul de echipe, numărul de copii prezenți în cadrul clubului, evident, după cum am mai spus, și rezultatele. În momentul de față, discutăm așadar de 10, 10 echipe care reprezintă clubul juniorul, Iar dacă e, eu zic că firesc ar fi să pornim de jos, dar o să pornim cu discuția de la cea mai înaltă reprezentare și anume suntem în Liga A4, nu? Folosesc ca ce suntem pentru că e o echipă care până la urmă reprezintă nu doar clubul, ci îndrăznesc să spun chiar orașul. Adevăr, cred că e una din cele două echipe care reprezintă orașul la, la nivelul Ligii 4 patra. Mai uh, este și echipa LPS-ului, da. da? Noi uh, am înființat această echipă acum 2 ani de zile, tocmai ca o, eu știu, ca o din nou spun că au o necesitate după care... Pe, au ajuns uh, copiii la vârstă, nu, nu mai aveți competiții pentru ei, joace, nu? Dar cel mai important lucru pe care au reușit să-l să facem în vara trecută a fost afilierea la Federația Română de Fotbal și uh, continuitatea pentru copiii de 15 ani care uh, au posibilitatea să joace în campionatul național de Juniori U19 și U17. Vara trecută a fost una din, din cele mai grele pentru noi, a fost cea mai agitată pentru că noi nu aveam această categorie de vârstă 1-19 pentru că cei mai mari copii din cadrul clubului erau 15-16 ani. A, fost o, a urmat o perioadă de selecție, în fiecare săptămână au fost mulți copii care și-au dorit să vină în cadrul clubului nostru, am înființat această grupă 1-19 practic de la zero. Grupa U17 era uh, o grupă solidă pentru că erau acei copii care au terminat în primele patru la nivel național, la grupa 2003, și acea grupă era, era cu siguranță una uh, deja, deja stabilită. Conturată, bine, Conturată, așezată. Da. Acum. Uh, V-am zis, a fost primul an și este primul an pentru că suntem în plină desfășurare în campionatul naționalul 19 și 17. Ne-am afiliat la Federația Română de Fotbal. Suntem, eu știu, suntem mândri pentru că chiar zilele acestea se face o... o pentru academiile de Fotbal din România se face o, o selecție, o, nu, un criteriu de, de stabilire al unui, nivel de, al unui nivel de... de echipă de copii și juniori al unei academii înscrise la afiliate la Federația Română de Fotbal și am depus un, o cerere și un dosar în aceste zile urmând a fi o în perioada lunii următoare să se, să se stabilească această ierarhie a Academiilor din România. Mă bucur că reușim să facem față și să, să, până la urmă să, să facem față tuturor competițiilor în același timp, pentru că pentru noi Asta este cel mai greu, în fiecare weekend, în fiecare sâmbătă și duminică avem cel puțin 6-7 meciuri oficiale pe care le desfășurăm cu, cu grupele noastre și reușim să ne, să ne organizăm și să facem față cu briotul. Da, da, pentru că, din câte știu, aveți 6-7 meciuri, după cum spuneți, dar o singură mașină are clubul, ca să spunem așa. Două, două. Acum ați două? Între timp am mai achiziționat dar da, ne a ajutat foarte mult, avem două microbuze, două microbuze 8 plus 1, ne a ajutat foarte mult pentru că cel puțin juniorii republicani acestei grupe, un 19, 17, au deplasări în afara județului, eu știu, la Vaslui, la Iași, la Bacău, la Piatra Neamț și am reușit să... Până la urmă să economisim sume importante pentru că nu a trebuit, nu a fost necesar să plătim transportul. Pur și simplu am pus motorină și ne-am descurcat cu două grupe de de, de juniori, mai completăm cu o, o mașină două mici și atunci ne putem deplasa oriunde. Lucrul acesta ne-a ajutat și am reușit practic să economisim și dacă economisești, practic câștigi sume importante pentru care le putem folosi în altă parte. Am înțeles, numai din economie. Da. <laughs> și, și, păi da, asta este pentru că de, la un moment dat o spun și eu repet. Uh, și am mai spus asta și în cadrul altor emisiuni, până la o anumită vârstă, uh, copiii beneficiază de cel mai important sponsor pe care poate să-l aibă cineva angrenat în sport până la un moment dat și anume părinții. Părinții sunt dispuși și bă, cel puțin până la o anumită vârstă e, li se pare normal și e și normal până la urmă să îi sprijine copiii. La un moment dat când ajungem aici către începutul performanței se pune problema, domne. până aici am fost noi, de aici ar trebui să, să preia alții. Acum pe cale naturală, spun și eu repet, am spus și eu repet, Clubul a crescut foarte mult și foarte frumos în, în toți acești ani, din perspectiva mea. Rezultate, slavă Domnului, au fost. Iar dacă e să mă întrebe pe mine cineva, și când, când ajung cu discuția la juniorul, cel mai bun produs, zic, se binechita. Da, într-adevăr, este un vârf din, din grupa de copii născuți în anul 2003. Ei au reușit, și ca grup, să, să se impună pe plan național. Au terminat, cum am spus anul trecut, în primele patru echipe din țară, la egalitate de puncte cu Academia Hagi. Se bine, este unul din aceste vârfuri, participă. Bine uh, spus, unul din aceste vârfuri. Eu, eu unul, uh, mă prevalez de chestia uh, că nu am informațiile. Uh, sutra, n-am fost la atâtea meciuri ca să văd că nu-i singurul se bine Dar e unul dintre e unul dintre jucători remarcați și până la urmă și selecționați la nivel național. Ceea ce, haideți să o spunem pe aia serioasă, pentru un club Haideți să o spunem, iarăși, drept să o spunem. Un club mic de aici, din Suceava. Un club să mic bă... și, nu știu, Sebinecheta este selecționat constant la echipa națională unde chiar este component de bază și joacă. A trecut foarte mult timp de când un jucător din întreg județul Suceava nu a fost selecționat și nu joacă, nu a jucat la, la, la echipa fotbal. națională, la fotbal. La fotbal. Cât de fotbal vorbim Este un foarte astăzi. important pentru noi, un lucru care ne mândrim. Un jucător care datorită grupului și datorită colegilor pe care îi pe care are de la vârsta de 6 ani, pentru că el împlinește 16 ani, deci de 10 ani de zile fac parte din același grup, un grup de copii care, de care eu sunt foarte mândru și, și un grup de copii, eu știu, din care cel puțin 3-4 dintre ei vor ajunge să joace la un nivel bun, zic eu, la un nivel mare. La, din ce vezi, măcar ligantei, nu? Speră, speră. Bine, aici știm foarte bine, mai sunt câteva lucruri foarte importante și anume seriozitatea și anume bă, bă, talentul de care dispun și asta cred că au reușit să dea dovadă dar mai e seriozitatea, mai e bă, și norocul care, de care trebuie să, să ai totuși parte. până la urmă că așa e în sport până la urmă. L Adevăr, mulți factori de care depinde cariera unui jucător cum a zis dumneavoastră, seriozitatea eu știu sunt copii în cadrul clubului care nu lipsesc de la întramente decât din motive foarte serioase o dată la, la nu știu cât timp. Reușim să, să le creăm acest cadru normal pentru că noi trebuie să ne facem datoria să le asigurăm lor competiții, să le asigurăm meciuri, înscrierea în aceste campionate, asigurarea tuturor cheltuierilor care se, care se impun și atunci fiecare dintre ei are șansa lui și... Poate oricând să facă pasul la, până la urmă acolo unde își doresc ei, la o echipă mai mare din țară sau eu știu din străinătate. Eu mă gândeam așa, adică bă, cu Sebi, mă leg de Sebi, nu, nu în sensul rău al cuvântului, cu Sebi, care e prezență constantă la uh, nivelul lui de vârstă la echipa națională și uh, într-o poziție destul de serioasă în cadrul unui joc. Uh, numai uh, suflul la care îl aduce de acolo la echipa națională automat întreg nivelul grupului, și el vine pe, pe care de consecință a nivelului grupului, dar și el la rândul lui aduce înapoi un alt, un alt suflu de acolo. Ceea ce bă, o spun și o repet, este lucru mare și ar trebui să, să avem mare grijă din, din punctul ăsta de vedere. Din tot ce s-a întâmplat până acum, înțeleg că v-ați îngrijit să se întâmple lucrurile și să fie bine. Acum, mai important e să țină cât mai mult așa și să, să putem da să, să creștem, să mai punem câte o cărămidă în construcția uh, acestui club care, uh, dacă e să discutăm de juniorul, uh, repet ceea ce a spus dumneavoastră la începutul emisiunii, a pornit cu, cu două grupe. Uh, două grupe, dar uite că acum uh, uh, activitatea e destul de efervescentă și mă uitam uh, pe, în, când am pregătit această emisiune la una din competițiile uh, recente uh, și uh, echipa antrenată în noastră și domnul uh, are în componență și pe băiatul dumneavoastră și pe băiatul lui uh, Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ce naște din pisică, șoareci mănâncă. În lotul mare uh, ați reușit să-i uh, să aduce și pe dumneavoastră copii în, uh, în joacă. Într-adevăr, ei sunt în uh, anul 2012, fac parte dintr-un grup frumos, dar uh, fiecare copil din cadrul clubului este, este tratat la fel. Sper să să. Știți ceva? Eu, la cum vă știu pe dumneavoastră, eu cred că sunteți mai exigent un pic cu al dumneavoastră decât cu. Uh, cred că cred că exigența. De... Uh, repet, la cum vă știu, și cum, cum vă cunosc pe dumneavoastră. Nu, nu mă refer la altceva Adică, uh, ca să nu mă vorbească lumea, da, deci îmi ești prezent, joci, tragi, adică nu da, e adică. Nu, nu e favorizat cel absolut mai, deloc. Cel mai important și interesant lucru este felul în care în timpul antrenamentului, în timpul antrenamentului el vine și spune domn profesor, îmi dați voie să beau apă? sau domn profesor, îmi dați voie să... Deci este, face parte dintr-un grup în care toți sunt pe aceeași pe linie. El face la fel ca și ca și colegii lui fac parte din... Eu știu din uh, un grup cărora Ce joacă? mijloca stânga deocamdată. Toată lumea la vârstele mici toți Vor cât mai în față, nu? Să fie atacanți, <laughs> da. Dar cu timpul fiecare își găsește locul și până la urmă nu neapărat postul pe care joacă la vârsta asta sau câte goluri dă sau ce face, ce important e plăcerea pentru a face sport, plăcerea pentru a eu știu de a juca în competiții, de a avea concurență, de a socializa, de a Orice decât câte goluri marchează sau pe ce poți joacă la acest. Da, point. evident că astea sunt toate chestiunile astea sunt mai puțin importante. Da? Și de asta, revenind un pic, mi-aduc aminte de întrebarea pe care am pus-o, domne, cum e? Rezultat trecut versus cât mai multă bucurie până la urmă pentru, pentru a juca pentru că, de, bine, bucuria asta de a juca la un moment dat este încununată și de, și de aceste rezultate iar lucru care până la urmă, știți cum pe mine cel puțin mă bucură cel mai mult sau când iese să discutăm e în momentul în care scoatem nasul afară din, din afară de undeva, da? Prima oară când scoți nasul în afara județului mai apoi când scoți în afara regiunii, dar nota cea mai bună, până la urmă, când, când ești în afara țării. Pentru că uh, și fotbalul ăsta în piramida asta ajunge undeva la nivel de echipă națională, la, aici e aici joaca aia cea mai mare. Așa e. Tot, tot timpul vor fi, trebuie să sunt acești pași, această scară care trebuie urmată, pentru că dacă ne mulțumim, eu știu, pe plan local, cum ați spus dumneavoastră, să obținem sau să fim doar pe plan local să, să facem, să dregem și să fim în față, atunci este puțin. Tot timpul o să am încercat și vom încerca, și în afara Păcat, ar fi în afara păcat pentru că. Să, să participăm, să avem această concurență și, până la urmă, tot ce am construit și tot ce am, ce am făcut cu acești copii se datorează. Acestor competiții, în principal, în care am participat în afara regiunii sau, eu știu, în, în afara județului, sau tot timpul vom face o prioritate și vom participa în aceste competiții pentru că sunt într-adevăr importante pentru noi. Haideți eu. să începem de la, de la grupele mici de, de data asta, unde suntem angrenați cu, cu echipele și. Bă, ce rezultate s-au obținut până la momentul de față asta. Nu înseamnă cu subiect predicat cu câte goluri cu la pauză și așa mai departe. Da. Cea mai mică grupă înființată de copii avansați, cum ar veni grupa 1, este grupa 2012. Ei au participat în, până acum la 4-5 turnee, din care ultimele 3 au fost Cupa Moș Crăciun, competiție pe care au câștigat-o la Brașov, Brașov Indoor Cup, unde au terminat competiția pe locul întâi și uh, competiția Pumasiaș, care a fost într-un weekend uh, în uh, acum vreo 2-3 săptămâni la uh, la, Iași. Ia, la Iași, unde au la locul de de cei de la Pumas, nu? Da. 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 Grupa 2011 a reușit uh, într-un an de zile, cred că un decurs de 7-8 uh, turnee, în care cele mai importante au fost la Brașov anul trecut, unde am obținut locul 2, au câștigat turneul la Zalău asta vară, locul uh, 5 la Brașov Juniors Cup în vară locul 1 la Cupa Moș Crăciun și locul 1 la Cupa Pumasiaș. Sper să nu, sper să nu omit dintre ele, că acum mi-ar fi greu să chiar să le țin minte pe toate. Grupa 2010, la fel un an foarte bun, au avut, au câștigat Brașov Juniors Cup vara trecută. Uh, au obținut locul întâi pe județ și am participat la competiția Gheorghe uh, Ola, nu, care este competiția oficială organizată de Federația Română de Fotbal și am terminat pe locul 2 pe nivelul zonii Moldova zona Moldova toate județele toate sau județe. zona Moldova, doar, cele șase care sunt în cele alte da? Suceava, Botoșani, Iași, Bacău, și Neamț și Vaslui. Și Vaslui da, da. din cele șase, regiuni Moldovei. Am terminat pe locul 2. Am fost la un pas de a ne califica în primele 8 echipe pe țară, dar cum a spus și dumneavoastră despre aceste rezultate și Federația a început să să pună în practică un sistem în care se joacă cu două echipe și doi portari care se schimbă la jumătatea reprizei 4, plus un, 4 jucători plus un portar, în minutul 15 ies toți acești jucători, intră ceilalți. Deci tocmai pentru a juca toți copiii din cadrul Cât mai rotului, mulți copii. pentru a participa și pentru a evita aceste rezultate de moment. Sunt cluburi care participă într-un turneu, eu știu, amical, cu 4-5 copii și acei copii joacă pe tot parcursul turneului, nu e, nu e un lucru normal. Până să trecem la următoarea grupă, categorie de vârstă și rezultate, mai luăm câteva minute de publicitate, revenim uh, cu partea finală a emisiunii.